Emoțiile au ajuns la final pentru absolvenții de liceu care au susținut bacalaureatul. Astăzi au fost publicate rezultatele finale după contestații. În Timiș, în urma recorectării lucrărilor, a mai apărut o medie de 10. Este vorba despre o elevă de la Liceul Tehnologic din Jimbolia care, după contestații, a primit media 10 pe linie. Noua performanță se adaugă cele obținute înainte de contestații de o elevă de la Liceul Nicolaus Lenau din Timișoara. Tot în urma recorectării lucrărilor, 6 elevi din Timiș au picat examenul de bacalaureat, după ce au contestat notele la română și geografie. La polul opus, 145 de absolvenți de liceu au reușit să promoveze examenul în urma contestațiilor. Conform Inspectoratului Școlar Județean, în această sesiune, 271 de note au fost micșorate, iar 1024 majorate. Alte 55 de note au rămas neschimbate în urma recorectării. A fost și un caz inedit. Nota unui elev din Timiș a crescut spectaculos după ce a depus contestație la geografie. Inițial, lucrarea fusese notată cu 5,50, iar în urma recorectării, elevul a obținut nota 9 și 15.